tare, da. Mă numesc Vâlceanu Cosmin Alin și sunt din Timișoara și sunt artist. Artist pe ce domeniu? În ce medii? În principiu sunt sculptor și în ultima perioadă și pictor. Adică eu oricum văd arta pe toate ramurile, dar da, sculptura, pictura, desenul, toate sunt paralele. Cum ai ajuns să te ocupi de artă? Care e traseul? Care e istoria? M-am mutat la arte plastice, de fapt, în clasa 6. Am avut doi colegi din clasa 1 care se mutaseră deja la liceu de arte plastice, aveau programul de 5, 8 și după aia liceu. Și în clasa 6 am dat examenul de admitere pentru liceul de arte și am intrat și da, din clasa 6 am început artele, după aia am studiat și liceul mai departe, după care facultatea. Cred că te-ai mutat. Ce te-a determinat să faci treaba asta? Păi, cam fiecare zi îmi plăcea să desenez, îmi plăcea să reproduc de la icoane la tot felul de imagini, să fac propriile mele jucării, să creez. Și da, am ajuns în contextul în care o trebuit să ajung și la liceu de arte, adică la școala de arte, că în clasele 5-8, nu știu cum să zic, Da, școala de arte. da, școala de arte. Ai avut susținerea părinților în direcția asta? Că de obicei părinții când aud de artă așa... Nu, tocmai asta a fost chestia, că eu nu știu. M-am luat cu unul dintre prietenii mei și a zis, mai, hai, ce-ar fi dacă te-ai mutat la arte plastice cu noi? Talent ai? Și a zis, bă, ok, hai să vedem. M-am dus acolo fără nimic, cu mâinile în buzunar, am vorbit cu directoarea, a zis, da, vrei să vii la arte plastice? Vino în sală cu tare, n-aveam nimic, am cerut la prietenul meu, mă, dăm creion, ceva. Au făcut rost de creion, gume de șters, culori, pensule. M-am dus acolo, mi-au dat o natură statică, am făcut desen, partea de desen, după aia culoare și nici n-am reușit să termin lucrarea și a zis directoarea, nu mai trebuie să continui, deja ești admis, poți să vii mâine să-ți faci transferul. M-am dus acasă și le-am zis la ei mei, mami, tati, de mâine sunt la arte plastice. La care tai cum, pe cum? Păi, uite, am fost, am dat asta, nu mai trebuie să vii să-mi faci transferul. Tai că rămas blocat. Asta în clasa 6, imaginează-ți. Îmi Păi, bă, imaginez. nu, mi-a făcut transferul, da, și de atunci sunt la arte plastice. Și a fost o inițiativă proprie cu ajutorul prietenilor care, de atunci, care încă suntem prieteni, dar da, așa s-a întâmplat în mare. Ce frumos. Da. Și ce te ajută? Care e muza ta când creezi? Ce pui acolo? Imagini, emoții, ce-ți dorești să iasă? Da, în principiu domină emoțiile, stările interioare, contextele în care ne punem ca și oameni, în context cu istoria, cine suntem și cum suntem, în diferite contexte, dar în principiu emoția umană și îmi place să provoc puțin gândirea umană. Să fac omul să se pună în starea respectivă, chit că poate în viața de zi cu zi nu are starea sau emoția respectivă. E doar de a trezi așa puțin, bă, ce e, ce înseamnă, cum ar fi dacă. Dar în principiu, da, mai mult bazate pe emoții, stări și înțelepciune, filozofie și alte chestii. Îți Așa. folosești arta să schimbi ceva anume? Când îl pui pe om să simtă anumite lucruri, vrei să-l îndrepți într-o anumită direcție? Urmărești ceva anume? Că arta, în general, e o schimbătoare de direcție în societăți, așa ca o revoltă de multe ori în istorie. Care Da. e arma ta, ca să zic așa? Unde vrei să-i duci pe oameni? Da, în primul rând e doar să particip și eu cu o părere și o variantă în toată istoria asta, să spunem așa, în care fiecare ne eliberăm sau ne exprimăm gândurile, sentimentele prin diferite mijloace
pictură, sculptură, poezie și muzică sau orice alt mediu. Dar da, uneori, da, e pentru a stârni puțin interiorul fiecărui om. Am avut o perioadă când căutam tot felul de scenarii, să zic așa, în care să trezesc controverse în oameni. După care a fost mai mare interesul să mă eliberez eu gândurile, trăirile personale sau stările mele și părerea mea asupra unor stări sau emoții. Care stările alea care te frământă, că te văd așa cum te pierzi în timp ce vorbești și am reținut treaba asta și când ne-am întâlnit la Art Battle. Ai tu ceva așa care vrei să dai mai departe? Poți să împărtășești sau e în secret? Da, cred că asta zic, în principiu cred că fiecare artist are trăirile și trăirile interioare. Nu, dar Convulsul. zine din demoni, zine din demoni, Exact, lasă! adică luptele interioare care te gândești, fiecare, cred că creăm o reprezentare a fiecărui demon, în fel și chip, ce ne luptăm, îi dăm o imagine, nu îi dăm o imagine, îi dăm contur, nu îi dăm contur. Dar da, sunt lupte interioare, trăiri interioare, concluzii, că până la urmă sunt concluzii care părerile noastre personale în care le justificăm. Și da, cred că orice artist le are până la urmă, acum fiecare cum le manifestă. De aia zic că sunt multe, la mine sunt foarte multe schițe, foarte multe concepte care încă nu s-au materializat, n-am ajuns să le materializez încă. Și există o încărcătură mare care face parte acolo. Acolo văd, de fapt, și evoluția mea ca și persoană, ca și om, ca și artist, totodată. Maturitatea ca și artist, e vorba cum reușești să le materializezi cât mai ușor sau într-o tehnică mai aparte a ta personală. Dar există o maturitate interioară în care multe idei la un moment dat ajung să zici, bă, nu mai mă reprezintă gândul ăla de acum 10 ani. Și dacă nu-l scoți atunci, deja îl scoți altfel, se transformă în altceva. Și de asta zic că mai sunt unele schițe, să le numesc așa, care aș vrea să le transpun în prezent, dar deja sub o altă formă, nu mai forma aia dură, prezentă. E o formă care privește la distanță și atunci e alt rezultat, altă definiție. Dar, în concluzie, sunt foarte prea multe adunate și abia aștept să le expun și să le materializez. Deci dacă iei o sculptură pe care ai făcut-o acum ceva ani în urmă sub impulsul unei anumite stări și încerci să reiei aceea sculptură din cum te exprimi, să înțeleg că aia de atunci e mai brutală și asta de acum va fi așa ca un părinte care a trecut prin viață și zice, băi, lucrurile s-au mai așezat, nu e chiar așa. Da, exact ca și cum vorbești despre cicatrice sau vorbești în momentul când rana e deschisă și ceva de genul. Frumoasă metaforă. Dar asta vreau să zic că sunt două moduri de abordare în care și asta contează în lumea artei, cred că e spontaneitatea, momentul ăla care e incontrolabil, natural iese în momentul respectiv, sau unul care e gândit, pregândit, vindecat, știi, și ajunge la o concluzie, un filtru, știi, în care deja ai totul la o rezoluție care nu te mai afectează și în momentul ăla, da, nu știu De dacă care înțeles. mediu te simți mai apropiat, de sculptură sau de pictură? Care te ajută să eliberezi din emoții mai bine? Care comunică mai bine cu publicul? Sculptura, clar. Sculptura, în primul rând, pentru mine tot timpul a fost mediul în care poți să te exprimi nu numai prin volum, dar și prin culoare totodată. Adică le conținea cam pe toate. Și tactilul, care e cel mai frumos lucru, să simți ceea ce faci. Și atunci am concluzionat totodată că pictura îți oferă altă platformă de imaginație care poți să călătorești, și sculptura, în schimb, e prezentă. Nu știu dacă nu fac E clar. înțeles. O E clar. simți. Poți să guști, poți să atingi, poți să mângâi, poți să vezi. Atinge Dar toate da. simțurile. Exact.
Sculptura e principala, deși a fost o perioadă în care nu am ascultat cât mi-am dorit, pentru că sculptura necesită un spațiu în plus, un confort în plus, e puțin mai costisitor ca și material, ca și deranj totodată. Și atunci pictura a fost la îndemână, care poți să o faci într-un spațiu de 2x2, fără să faci gălăgie sau să deranjezi vecinii. Și da, am dezvoltat mai mult pictura în ultimii ani, fiind plecat foarte mult prin străinătate, pe dincolo. Da, a fost la îndemână, a fost foarte la îndemână. Pictura Ai visă. ajuns, deci ai ajuns la pictură din dor față de sculptură. Construiți puțin de împrejurări și da, nu puteam să bag flex un apartament. Mă, tu puteai, dar nu stăteai mult în Eu apartamentul ăla. puteam, da. Îmi terminam o lucrare și mă mutam, sigur. Ceva, deci îți dai seama ce valoroasă lucrare. Da, o chirie. Dar am încercat să cam. Apropo de valoare, ce concursuri câștigate ai? Ce participări pe la concursuri? De când am revenit în țară de acum 3 ani, adică de la sfârșitul marii pandemii, să zic așa, de când am revenit pe tărâmul românesc, m-am și axat mai mult pe arta reciclabilă, pentru că asta a fost iar un factor de materialitate, în care materialele sunt scumpe în sculptură. Și la un moment dat, când nu-ți permiți să-ți realizezi o lucrare de nu știu câți metri sau te gândești din ce material să o faci, să-ți permiți să o execuți. Și materialele reciclabile sunt peste tot în jurul nostru și mai ales în România, că acum au început și la noi să se pună preț pe garanție și returnarea ambalajelor. Am început să fac sculpturi în materiale reciclabile, gen plastic, doze de aluminiu și am câștigat 2 concursuri consecutive la Artken București, Artken Design Festival București, care au fost o constantă facerea unor instalații sau sculpturi din chiar și picturi, gen mozaic sau din doze de aluminiu reciclate. Și am câștigat 2 ediții, anul trecut și acum 2 ani. Deci am intrat în plin în țară cu câștiguri și cu. Și Oh, acum bravo! Întoarcere în anul. glorie! Exact, întoarcere în glorie. Și acum anul ăsta unde ne-am întâlnit. Da, spre surprindere și prima ediție la care particip pe Art Battle, ca și eveniment, l-am văzut și în Londra și mi-am dorit să particip la el, dar nu am reușit și uite că am reușit acasă totuși. Și da, Art Battle a fost ultimul, cel mai recent concurs câștigat pe domeniul artistic. Bravo! Felicitări! Cam. Da. Cum te simți ca artist întors în țară? E lumea la fel deschisă față de artă ca pe unde ai fost tu? Care e sentimentul tău de artist român? Da. Acum totuși depinde de oraș, Marc. Mi-am dat seama că și în străinătate, dacă ești într-un oraș mic, nu neapărat e un consum mai mare de artă sau se întâmplă evenimente mai multe. Dar contează, gen, uite, Bucureștiu mi se pare că duce bine la nivel de artă și evenimente și consum de artă, să zic. Dar clar, dincolo, da, am văzut mult mai mulți oameni care cred că și nivelul de trai fiind mai ridicat își permit să deguste mai multă artă. În concluzie, și la noi începe să se dezvolte arta, începe să se ridice la un alt nivel. Suntem pe drumul cel bun, zic eu. Nu pot să compare acum Londra cu Timișoara sau alte orașe, dar uite, și Timișoara a fost capitală culturală, au început să demonstreze la ce nivel se poate ridica, Bucureștiul se mișcă în continuă dezvoltare pe plan artistic și multe alte orașe, gen Cluj, Oradea, eu zic că începe și lumea.
Încet, Care încet. e, din experiența ta de artist, care e mediul preferat de oameni în general? Spre ce au mai multă deschidere din ce ai văzut tu? Ce artă o înțeleg mai ușor sau o digeră? Nu știu cum să Ei, numesc. cred că cea mai comună e pictura. Acum, dacă vorbim de artă plastică, nu muzica, Da, nu, da. Plastice, da. Că da, muzica muzica e... e cea mai la îndemână, Da. dar da, pictura în general. Chiar acum, sincer, nu știu dacă e cazul, dar am văzut multe reacții dezamăgitoare la unii oameni cum percep arta în România și sculpturile și mai ales pe partea de sculptură. A fost sculptura cu cele 7 capete, nu știu dacă ai văzut Oh. știrea. Care, mamă, te doare sufletul când vezi asemenea reacții de la oameni care încă au un sistem limitat, comunist implementat în cap sau prea religios, în care nu fac diferența între artă și nu înțeleg mai nimic. Acolo aș putea să zic că există o oarecare diferență de percepere a artei comparativ cu alte țări. A mai fost un caz și în Timișoara, când un alt artist a expus o lucrare și faptul că nu a fost înțeleasă de foarte mulți oameni, deși a fost capitală culturală, a fost vandalizată la fel. Și trist. Trist pentru că oamenii nu înțeleg că arta este subiectivă, oamenii nu înțeleg că dacă ei nu înțeleg, aia nu înseamnă că au ceva de spus neapărat. Deci, na, acolo sunt puțin dezamăgiți, să zic așa. Ai așa vreo viziune, vreo idee de ce s-ar putea face ca să deschizi oamenii către artă, să-i ajuți să înțeleagă subiectivismul ei, să-i ajuți să vadă dincolo de pătrățica lor? Ai vreo idee? Păi, cu siguranță oamenii ăștia nu sunt oamenii care merg la un vernisaj sau la o galerie. Nu e rău! Dar da, le-aș sugera să meargă la mai multe evenimente culturale, la un vernisaj, la o deschidere de carte, să își acorde jumătate de oră pe săptămână măcar să înțeleagă ce se întâmplă la nivel artistic, ce vor să transmită artiștii sau de ce nu le place un lucru. Da, până la urmă, de-aia e subiectivă. Dar da, i-aș încuraja să participe mai mult la evenimente culturale. În evoluția ta ca artist și mai ales în sculptură, pentru că înțeleg că e mediul tău de suflet, ar fi existat aceeași evoluție fără carte, fără lectură, fără cultura generală obținută prin cărți? Doar din dorința ta ai fi ajuns în același loc? Poate într-un alt context. Caveman. Arta e subiectivă. Exact. Sunt așa ceva, nu? Tocmai stabiliserăm. Dar da, nu. Adică un minim de studii. Adică aici așa și în contextul ăsta nu trebuie să mergi neapărat într-o universitate sau într-o școală ca să înveți, dar există varianta autodidactă în care da, poți să pui tu mâna pe o carte, poți să-ți faci propriile tale cercetări, să găsești resurse pentru a te educa în orice direcție. Dar da, până la urmă ai nevoie de oarecare educație și educare în direcția în care te pasionează. Cel puțin eu înainte am avut, de asta zic, am avut la un moment dat un concept în care aveam o mentalitate mult mai rigidă, să zic așa, în care ziceam, mă, nu vreau să cunosc nici prea multe, că nu vreau să mă las influența. Pe de parte aveam dreptate, pe de altă parte nu. Pentru că inevitabil avem gânduri repetitive, inevitabil ne repetăm în istorie, inevitabil o să avem aceleași idei, știi? E bine să cunoști despre alții ce au făcut ca să-ți dai seama și tu mergi pe drumul ăla. S-ar putea accidental să te trezești că, bă, lucrarea asta s-a mai făcut, mai a avut cineva ideea asta cu 500 de ani. Da, a pus-o Acum, altfel. da, dar asta zic că, da, necesită un studiu, fiecare în limita care îl ajută și se simte stăpân pe ceea ce își dorește să facă. Am înțeles.
Aveam mai multe întrebări și ascultându-te au cam zburat așa. S-a făcut Da, un pic de haos. apropo de chestia asta cu... Eu am avut norocul să am un maestru, exact cum se întâmpla pe vremuri, să fiu ucenicul unui artist, să înveți anumite skill-uri și să ai o oarecare educație, nu neapărat în domeniul de sculptură, pictură, să ai o educație generală în care să înveți de la muzică clasică, să citești o carte, în ce ordine să citești anumite cărți, pentru ca să nu-ți distrugi puțin percepția reală. Și asta contează, să nu citești niște cărți mai grele la o vârstă fragedă. Dar da, am avut norocul ăsta, exact ca pe vremuri, și cred că mai sunt oameni care au avut un maestru și pot să facă diferența între a învăța de la un maestru sau a învăța din universitate sau de un profesor universitar. Și da, asta m-a ajutat și am avut un avantaj foarte mare. Nu știu dacă trebuie să-ți dau și nume sau... Cum simți tu nevoia, dacă crezi că omul respectiv merită promovat, spune-i și tu. Da, merită promovat Horea Bojin din Timișoara, care mi-a fost maestru, mi-a fost și profesor în liceu. La mine, apropo de... Ne întoarcem puțin la partea de studii eu în clasa nouă am dat la sculptură. Asta e o poveste foarte mișto, iar că se spunea despre el că e cel mai dur profesor. Și noi eram cei mai golani din liceu. Dar omul ăsta nu știu cum a reușit să ne adune pe toți, să ne transforme în cei mai ok oameni din liceul ăla. Adică se știa că noi suntem sculptori și am reușit să devenim cei mai disciplinați în niciun an de zile. Partea tristă a fost că în clasa 10-a s-a desființat sculptura și, cu părere de rău, am fost nevoiți oarecum să ne alegem alte secțiuni. Și nu prea au fost nici secțiunile alea. Am avut de ales între grafică și design industrial. Și am mers pe design industrial, am zis că lucrez tot cu volum. Și da, nu prea mai m-a atras așa de mult după ce n-am mai fost la sculptură, dar într-un final am avut iar, asta iar a fost o poveste cu happy ending. În clasa 12-a s-a băgat legea aia cu 300 de absențe, că te exmatriculează și eu în clasa 12 eram îndrăgostit. Am descoperit dragostea. Proastă combinație. Exact. Și era la design industrial, adică pe mine, norocul mi-a zis maestru, mi-a zis măi, mi-a zis eu nu mai îmbăteam capul prea mult, nu mă mai implicam 100%, să zic așa. Făceam totul doar ca să se întâmple, să fie. Și mi-a zis măi, concentrează-te că tot ce înveți în plus, indiferent că nu are legătură cu sculptura, poți să aplici în sculptură sau în ceea ce îți dorești tu. Orice învățătură în plus nu e în minus și tot timpul o să poți să folosești sau să te folosești de anumite informații, să le folosești în direcția ta. Și da, a avut dreptate și așa am zis și făcut. Ca în clasa 12-a, să nu prea frecventezi școala și la un moment dat îmi sună telefonul. Bună ziua, sunt director adjunctă, Vâlceanu Cosmin, zic da. Te rog să-ți iei carnetul să te prezinți la școală. Am zis, da, gata, Cosmina, ai ajuns în clasa 12-a. Bravo! Stai să termină tot. M-am luat, tot drumul m-am pregătit, gata, mă exmatriculează, ce am, peste 300 de absențe, ce să mai... Și ajung la liceu, carnetul, mă duc la directoare. Da, ești pregătit? Eu da, cum să nu, tot drumul m-am pregătit. Și da, pregătește-te că mergi la Olimpiada pe țară. Și da, m-a zis că e o glumă, a zis, dacă mai nou așa dați elevii din școală, e o glumă proastă, știi? Mergi la Olimpiadă. Și da, am fost în clasa 12 la Olimpiada pe design industrial, unde am ieșit și pe locul 6, pentru că la noi mai se practică și locurile asigurate. Da.
Dar, na, m-am mulțumit doar cu experiența de a participa și că nu am fost expatriculat, bineînțeles. Evident. Și acolo mi-am dat seama cât de mult contează totuși să fii bun într-un domeniu, să fii bun în ceea ce faci. Te avantajează. Cum prin alte țări dincolo, dacă ești bun la sport sau dacă ești bun la o direcție și ești olimpic sau ești chiar bun, ești scutit și de alte materii. Adică nimeni nu spune piedici să te oprească dacă cumva te dezvolți pe o categorie și dai rezultate. Și acolo am simțit puțin chestia asta și mi-a plăcut. Da, Da. chiar. E o diferență între comunitățile de artiști la noi și în afară. Adică, cum ne vezi? Suntem uniți, ne susținem între noi. Da. Da, chiar bine, eu de când eram în facultate, m-am băgat în organizații, în OSUD, să organizez Student Festul, unul dintre cele mai mari festivale de arte din România, și din Europa, era cel puțin la un moment dat, nu știu acum. Și de atunci am văzut că se mișcau lucruri și că existau grupuri de artiști care chiar încercau să miște și cred că tot timpul au fost și sunt, atâta că nu au fost atât de cunoscuți sau de văzuți, de validați. Dar acum, sincer, de când am venit în țară, chiar nu m-a plăcut surprins să văd o grămadă de grupuri și organizări artistice care mișcă arda. Crezi că Deci, există concurență între artiști? Cum vezi tu treaba asta? E ca orice altă. da. Da, există concurență între artiști, dar doar pentru cei care își bat capul. Pentru artiștii care înțeleg ce înseamnă arta și știu ce vor să facă, nu cred că există o concurență reală ca și vai care primul. Pentru că, în primul rând, arta e subiectivă. E vorba, dacă există o concurență care își vinde o lucrare mai scumpă, aia iară depinde de public și de context și de cine are noroc sau cine ajunge în contextul potrivit. Dar eu nu văd niciodată că este loc pentru artă. Este loc o grămadă. Și nu, eu unul personal nu o văd. Nu văd o concurență, dar cu siguranță pentru unii e Pentru unii. concurență. Da, noroc că mai Pentru unii. existăm și noi ceilalți. Exact. Da, în fine, mă abțin aici. Tu Dar așa, nu, ține-te. continuăm. Așa. Bun. Mai vrei să mai spui ceva despre partea de sculptură? Că pictura e promovată, e suficient de promovată. Hai să promovăm sculptura. Ce Da. poți să spui oamenilor despre ea, să-i îndrepți spre sculptură? Deci, da, în primul rând, eu de când am venit acasă, în primul rând ai nevoie de un spațiu. La orice artist sau la orice sculptor mai degrabă, cel mai important e atelierul, să ai un atelier. Cred că asta îți dă un avantaj maxim. Că ești pictor, că ești sculptor, că ești absolut orice să ai, atelierul, spațiu tot de dezvoltare. Cred că asta, cu asta ne-am luptat toți artiștii, de a avea un spațiu în care să putem să creăm zi lumină la orice oră. Și cred că acum o să vorbim de sistemul educațional și sistemul de rulaj a artiștilor. Cred că acolo ar trebui să se lucreze mult, să asigure, că nu e un confort până la urmă, să asigure necesitățile artistului de a se dezvolta mai departe. Pentru că poate să existe niște piedici și niște blocaje care durează ani până artistul să își găsească locul unde se poate să creeze, să se dezvolte ca și artist. Și cred că de asta ducem lipsă. Spații de creație, spații, ateliere artistice, care după ce ai terminat facultatea, acum că există un OAP-ul care, dar nu toată lumea e în OAP, și atunci trebuie să existe un acces general al artiștilor în care să faciliteze de anumite spații publice. În Atelierea. afară există treburile astea pentru artiști? Da, una dintre opțiunile care le aveam acolo, în afară de chiria mea, care erau scumpe și Aia e, trebuie să mici, stai și tu undeva. erau niște spații puse la dispoziție publică pentru orice artist, care îți dădeau și un minim de utilaje scule și tot felul. Unul dintre ele se numea Hackspace, câte mi-aduc aminte,
Și fiecare contribuia cu cât își permitea. Știi? Era un minim de 5 lire, parcă. Îți dădea un card care avea acces în orice perioada zilei a nopții. Și mergeai acolo, aveai bănci de lucru, aveai spații, dar atâta singura chestie, na, trebuia să te deplasezi până acolo și nu tot timpul era în apropiere. Dar existau variante. Existau variantele astea publice și accesibile pentru oricine dorește să creeze și nu are spațiu. Și ca preț, adică nu oricine își permite să-și plătească o chirie la un atelier. Și atunci plăteai cât îți permiteai, mergeai măcar, dacă știai că ai de făcut un proiect într-o săptămână, mergeai și îți făceai lucrare. Deci da, acolo erau. Și asta cred că avem și noi nevoie și în România. Cât mai multe spații. Dar da, așa de sculptura asta zic că și la mine acum încerc să le iau pentru că am revenit acasă, aici măcar nu plătesc o chirie și am un spațiu unde pot să dezvolt un atelier pe mărimea și gustul meu. Momentan, da, asta e prioritar oricărui artist. Spațiul de creație, să ai. Mai ales când ești vorba de sculptură, să ai și puțin aer liber sau mini hale sau ai nevoie de mult spațiu ca și sculptor, e puțin mai complicat asta, zic. Și Dar expunerea e complicată, promovarea lucrărilor. și Există expunerea. spații, există evenimente, se întâmplă ceva în privința promovării sculpturii? Noi ne-am bucurat chestia cu reciclabilele, cu Ken Artu. Am mai participat la ceva proiecte tot așa pe reciclaj cu plastic, dar prea puțin, sincer, prea puțin se întâmplă. În afară de tabere de sculptură care nu toți ajung, nu toți avem acces sau nu toți. Cred că pe partea de sculptură s-ar putea dezvolta mai multe oportunități și mai multe șanse de expunere și de participare. Acum și eu încă reiau și încă mă readaptez la ce înseamnă România și ce se întâmplă la noi. Și nu. Dacă nu se întâmplă, măcar să reușim noi să facem un pas artiștii prezenți și din generațiile noi, adică generațiile noastre, să încercăm să mai plusăm și noi cu ce putem să asigurăm spații, evenimente și locurile expune. Spații sunt. Mă uit că de fiecare dată când văd un spațiu gol, în orice parc sau în orice ăsta văd o sculptură, o sculptură lipsă, gen. Adică spații sunt, pe care nu se întâmplă. Și prea puțin, prea puțin pe partea de sculptură, sincer. Ar trebui să ne unim noi cei mici ca să schimbăm lucrurile înspre în sus, să se ia atitudine, să întâmple, să Cam da. pune ceva. Deci ar trebui să ne Da. unim noi. Cum vezi tu publicul participând la lucrurile astea, la susținerea artei și la a sublinia că e nevoie de artă? Ce recomandări ai pentru public ca să susțină arta? Ca să susțină arta, Să să zicem că fie nu prezent. toți își permit să cumpere și suntem conștienți de treaba asta, dar ce altceva ar mai putea face ca să o susțină? Păi să sugereze cât mai multe proiecte artistice și să le scrie, dacă nu, poate e mai ușor unii se pricep la scrie și au propune proiecte. Cred că asta e, să propună mai mult la primării și la instituții dezvoltarea artei, pe pictură, pe sculptură, în special că se poate. Dar cred că asta ar fi fiecare corporație să-și facă câte o sculptură. Băi, uite, da, asta ar fi o idee bună, mai ales la companiile de jocuri. Exact, Da, exact. că ai putea face niște chestii deosebite. Și Da, prin parcuri, în orașele. adică să-și redirecționeze puțin gândirea, nu numai de a-și face reclame publicitare, să o transpună prin artă. Prin artă, printr-o sculptură. Să promoveze, uite, asta îți pui acolo în parcul cu tare, compania cu tare a sponsorizat o sculptură. O chestie de genul ăsta. Din partea publicului, da, cred că ar fi dacă ar veni mai multe propuneri de proiecte pe plan artistic, sculptural, cred că asta ar dezvolta. Totodată ar încuraja primăriile și
Deci ar trebui Da. să facă ceva mai mult scandal în online, cred eu. Ar trebui să înceapă cu ceva mai multe distribuire, ceva mai multe postări legate de partea Da, cu. dacă sunt bun la critici, da, cred că au la fel puterea de a influența și spre bine. Ar putea. Dar da, cred că da, în online e o putere, dar nu e folosită încă în direcția care trebuie. Adică în afară de a-și pune fiecare ofurile și părerile care nu ajută cu nimic, dar putea măcar să pluseze. Dar, da, acum mă gândesc că ce alte variante ar putea. Adică fiecare oraș, fiecare comunitate, asta de la comunități, de zonă, cred că s-ar putea începe, fiecare comunitate să aibă o sculptură a zonei. Mă uit acum, de când am venit, comunitățile au crescut foarte, foarte mult și sunt foarte unite și se discută mult ce să se facă, cum să se facă. Și cred că începând de aici, chiar acum mă gândesc, nu am nicio sculptură la mine Și în cu zonă. artistul acolo și nimeni nu-l bagă în Da. seamă. Sunt convins că na, fiecare cartier, fiecare zonă își are artiștii. Chiar de acolo chiar ar trebui început. Știi, mă, hai să alocăm o finanță pentru a face o sculptură publică în parcul zonei, în cartierul zonei. Nu, primăriile oricum au bugete pentru treaba asta pe partea artistică, deci sunt alocate bugete pentru înfrumusețarea zonei, nu numai cu panseluțe, dar au Exact. bugete pentru sculpturi. Probabil există o ruptură în comunicare cumva între artist și oameni, de nu se ajunge la investiții în artiști locali. Păi, da, dacă fiecare gestionează lucrurile în limita și în felul care crede că e mai de folos, nu se ajunge niciodată la persoana care trebuie sau la rezultatul care trebuie. Adică, exact ce vorbeam la chestia de a culturaliza puțin oamenii, trebuie să le ofer și o sculptură, o expoziție locală sau în care să-i pui pe gânduri puțin, dacă nu pe ei, măcar pe copii, știi? Dar Care, tati, ce aia? Nu știu, stai că mă uit acum. așa învață toți câte ceva. Exact, așa se începe. Ce-i tanti aia care stă așa? E o sculptură. Și ce înseamnă? Știi? Și de acolo începi și tu să-ți pui întrebările copilului ca să-ți dai seama ce-o vrut să zică artistul sau ce vrea să însemne lucrarea în sine. Ei, uite, Dar cred că. acum vorbim cu tine, îmi vin și mie idei. Poate ar merita tot așa pe direcția de unit artiști între ei, poate ar merita să facem niște podcasturi pe care să le promovăm, să stăm de vorbă artist cu artiști și să dezbatem Da? idei, probleme și să se facă un canal pe treaba asta și poate ușor, ușor reușești să atragi publicul care, cu cât crește, începe să aibă putere de a schimba, de a propune, de a cere. Da, clar, asta chiar sună foarte bine, pentru că odată ce expui problemele și oamenii le ascultă sau ajung și la urechile lor, se pot trage concluzii și face ceva. Dar da, nu e ideea, că uite, așa vin din discuție în Da. discuție, dezvolți și bă, stai puțin, uite, se poate și așa. Da, dar cred că da, din pași mici până la chestii masive, acum cum am zis, și depinde de orașe, dar se poate, îți convins. Și cum zici tu, dacă fondurile ar ajunge până Până la unde artiști? trebuie. Dar nu unde trebuie, unde trebuie, unde trebuie, unde ar fi Da. necesar. Exact, acolo unde. Da. Dar e bună ideea cu podcastul, chiar am putea să încercăm. Da, am putea dezvolta ceva de aici. Dar să ne întoarcem la tine și la Da. tata. Așa. Ce planuri ai de expoziții? Vrei să încerci să-ți faci o expoziție ceva mai mare, să te faci cunoscut? Ai ceva planuri în direcția asta? Da, aceleași planuri de 10 ani de zile, aceleași planuri. Și în practică, când începi să le pui? Le mai pun așa din când în când. Da, cred că ultima expoziție personală a fost în 2020-2021. Și aia tot așa a fost o chestie, mi-am dat seama, ne luăm cu altele, vorba artistului.
Acum noi creăm în sinea noastră cam tot timpul, 24 din 24, dar nu ajunge să le materializăm. Da. Dar Are asta mă preocupă 24 de și. ore ziua, fi rar să fie. Exact, pe noi, și când visăm, vor. Eu am făcut mai multe lucrări în vis. Dar asta vreau să zic, uite, și experiența. Am fost plecat, am stat 7 ani în Londra. Acolo înveți să faci de toate. Peste tot în lume, cred că prima oară trebuie să e survival-ul, adică trebuie să ai bani de chirie, trebuie să ai o chestie constantă de supraviețuire ca să poți să te concentrezi pe tine. Acum, dacă nimerești din prima să lucrezi în domeniu, e wow, știi? Adică am ajuns până la urmă și în Anglia, în Londra, să lucrez la bronz de aici, una dintre cele mai vechi turnătorii de bronz din Londra. Și era o satisfacție să lucrez acolo în domeniu. Făceam de la mulaje la turnarea în bronz, tot procesul la marilor artiști din Londra, UK, toată Oh, Europa veneau ai și din avut ceva afara de Europei. învățat. Da, a fost o experiență wow. Dar vine chestia aia de artist. Pe bun și eu ca artist pentru mine. Ce drept era drăguț că ne dădeau. Puteam să, odată la lună, puteam să ne turnăm o lucrare, să nu depășească 3,5 kg de bronz, cred că, ceea ce era foarte drăguț din partea lor. Dar, la un moment dat, o deveni foarte obositor, pentru că, ca și artist, e ok așa part-time să-l faci ca job, dar dacă, ca artist, visul tău e să, exact, să ajungi și la expoziție, ca să înțelegi, să-ți dezvolți propriile tale lucrări personale. Și nu neapărat comisioane, adică alea te întrețin, dacă reușești să câștigi bani din comisioane, tot din arte îi faci până la urmă, dar alea nu reprezintă o valoare personală neapărat, reprezintă o valoare de income. Și după aia abia treci la lucrările tale cu banii respectivi ca să-ți dezvolți propriile tale creații. Dar să vă zic că în Londra a ajuns să faci cam de toate acolo. M-a învățat cineva că mi-a zis că nu știu să dau cu mopul și mi-a arătat că se poate da mai profesionist cu mopul. Stai! Și... Karate Kid 3. Da, exact. Din alea, Daniel San, no, no, no. Let me show you. Se învârtea mopul în aer. Eram excelent. Dar asta vreau să zic că a fost amuzant că acolo nu conta. Acolo am învățat libertate, să zic așa. Nu mă simțeam acolo judecat. Sau cel puțin acolo nu-ți mai pasă dacă e judecat. Nu știu dacă are din două, dar poți să fii tu indiferent, nu te vorbește sau cel puțin n-are nimeni timp să se uite la tine. Că toată lumea e cu ale lui. Deci asta e direcția bună. Trebuie să ajungem să mai avem timp să gândim prostii. Să nu te mai uiți la, uite-te la ăla cum e îmbrăcat, uite, are cercei, are tatuaje, are asta, na, na, na. Mă, aici le și auzi. Acolo putea să zică în toate limbile ce vrea, dar nu înțelegeai. Puteai să te concentrezi pe tine, știi? Dar asta mi-a plăcut lipsa, absența criticii și judecății inutile. Să zic așa. Acolo ce conta cine ești, cum ești, exact, era față în față, unul la unul. Puteai să fii în șlapi, în haine rupte, puteai să fii patronul instituției, știi? Era cine ești tu ca om, până la urmă. Și asta am învățat acolo și aia mi-a plăcut foarte mult. O chestie care de când am venit în țară s-o cam rupt, adică am revenit la vechile obiceiuri în care, fără să vrei, urechile ascultă și te simți privit, judecat și criticat. Asta, na, e o chestie care să sperăm cu anii se transformă. Nu zic că acolo toată lumea e sfântă, dar domina partea asta. Și da, acolo, nu știu, scap de inhibiții, scap de stresul ăsta. Și am uitat ce am vrut să zic pe partea asta, că Urmează să-l spui când ajungi să faci o expoziție. așa. Deci, apropo, da, vreau să fac o expoziție, că da, asta a fost tot timpul țelul, să fac cât mai multe expoziții personale și lucrări personale. Și asta vreau să zic că uneori ajungi la un moment dat să te concentrezi mai mult pe a face bani de a te întreține și a ajunge în punctul, încât, nu știu, nu dai destul de randament în artă, să zic așa. Nu ajungi să-ți faci lucrările cum ți le propui.
Și atunci am făcut multe rupturi, când am zis, stai, ce e despre mine, trebuie să fac orice ruptură și să fac câte o expoziție. Și acum, anul ăsta, am zis că vreau să lucrez la o expoziție personală și una de grup cu frații mei, adică cu fratele meu și cu sora mea, care fratele meu e street artist, face graffiti și sora mea de picta și înainte, dar acum s-au apucat puțin mai intens de pictură și vrem să facem o expoziție de familie și eu la final de an vreau să fac o expoziție personală, deși la mine trecând foarte mult timp, știi, simți nevoia să dai tot, să dai tot ce n-ai dat până acum. Și mie să nu ajung iară să mă împotmolesc pentru că vreau să fac prea multe deodată. Dar, da, în Ia-le principiu, ușor. la Ia-le finalul anului una așa. vreau să închei cu o expoziție personală de amplă. Să mă anunți și pe mine ca să poți să-ți o promovezi un pic. Cu siguranță, cu siguranță. Scuze că tot mă duc cu discuțiile. Acum, așa că te simt pe Că răspunsul. interviul ăla care trebuia să dureze 20 de minute și să părea mult, să apropie vertiginos de 50. Exact, da. Și din păcate se pare că iar o să ni se închidă, deci filmează doar 25 de minuțele, mai avem 7 minute, așa că îți Ok. dau 7 minute să vorbești ce simți tu, nevoia, ce ai vrea să mai spui oamenilor și să nu uiți să ne spui și nouă unde îți găsim lucrările, cum putem lua contact cu tine, cum putem face să cumpărăm, cum are loc procesul. Da, pe am o pagină pe Facebook, o pagină pe Instagram, deși mai am de lucru pe partea de promovare, cred că acolo ducem mulți artiști mai rău, cu promovatul cel puțin eu unul. Dar încă nu am lucrări puse cu preț sau de vânzare, nu m-am ocupat de treaba asta. În încheiere, nu? Să spun ceva în încheiere. Da, zi numele la paginile alea unde te găsim. Da, pe Instagram îs Cosmin Vâlceanu Underline Art. Pe Facebook e Vâlceanu Cosmart. N-ai fi pus tu în același nume peste tot. Asta zic că trebuie să fac puțin ordine. Un site ai? Da, am un site, gen blog, da, e Vulceanu, cosminvulceanu.weebly.com. Ești sigur? Stai că și acolo am două. Deci, da, Până trebuie la să mai sfârșitul verific, o anului, pe un să-ți... pic de curățenie și până ele, ca la expoziție să fie simplu. Exact. Să știe lumea Da, unde te găsește. următorul pas care orice artist ar avea nevoie de un asistent sau o asistentă. Care să lucreze voluntar, gratis și pe moca până crești. Da. Cred că toți ajungem la vârsta care avem nevoie de un ucenic, știi? Și contraschimbul informațiilor și skillurilor care poți să le oferi, să, ok, tu mă promovezi și între timp eu te învăț ce cunoști și ce știu în direcția artei. Dar cred că asta ar fi un exchange foarte bun. Deci cine dorește să devină asistent? O să pun anunț, angajăm Da. gratis pe troc. Exact. Da, trebuie să pun la punct chestia de promovare, paginile și toate acestea. Da, în rest, ce să zic despre arta asta? Cu cât să nu iei pe ocolișuri. Să mergi cât mai direct spre artă. Și asta e de a face rost de un atelier cât mai repede și a dezvolta. Și cum zicea marele maestru, 1% talent, 99% muncă. Și atunci ai nevoie de spațiu unde să exerciți munca. Ca să-ți dezvolți tot ce vrei. Dar asta aș, cum am zis, aș încuraja instituțiile și toate astea să ofere cât mai multe spații artiștilor, pentru că spații și clădiri abandonate sunt părăsite și toate astea, dar să le facă în așa un context încât să și creeze ceva. Pentru că artiști și doritori sunt mulți, dar cred că asta e să nu treacă prea mult timp, pentru că conceptul de a ajunge la o anumită vârstă sau să fii artist mort valoros sunt concepte
petrecute. Așa că să ne bucurăm de tinerețe și de gândurile alea atunci când sunt proaspete, să-ți faci lucrările, nu după 20 de ani când ai atelier, să ți le faci atunci când creația e în floare, nu după aia atragi o linie. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă ultimii 20 de Așa e. Iar ai fost un pic rău, dar trecem cu vederea. Da. Dar ai înțeles, da, mă gândesc că Da, mulți o și să eu și înțeleagă. toată lumea care va urmări interviul. Da. Deci, în principiu, da, eu am avut încăpățânările mele în care am crezut că o iau pe ocolișuri și învăț mai multe, dar de fapt pierde mai mult timp și de aia zic, atunci când e proaspăt, când ai terminat facultatea sau când ești la vârsta necesară și energie, atunci e momentul să le pui în cui, să-ți așterni. Și asta zic că dacă am avea atelierele alea puse la dispoziție, cel puțin, sunt convins că foarte mulți artiști s-ar dezvolta mult mai rapid și ar înflori. Ai Da. un minut la dispoziție să-mi spui de ce este importantă arta în viața omului și de ce ar trebui investit în artiști? Un minut! Ok. Deci, da, arta e modul de exprimare fără cenzură, din punctul meu de vedere, deși arta și în prezent devine puțin cam cenzurată și devenim foarte sensibili și la, nu suntem sensibili la vulgaritățile omenirii, dar suntem sensibili la nuduri și... Dar da, pentru mine arta rămâne mod de exprimare fără cenzură și așa ar trebui să rămână. Un mod liber de interpretare totodată, în care nimeni nu își impune că așa îi, e doar o variantă, o trăire cu care fiecare se poate asocia, sau nu, nu e obligat nimeni, dar cred că asta e mare diferență. Filtrul informației noastre sau informațiile fără filtru. Da, nu știu ce zic, e foarte important. E foarte important. Până la urmă, arta, cum ai zis tu, de istorie, e singura modalitate prin care avem o imagine a istoriei, înainte de a apărea aparatul foto și camerele video. Și cred că na, arta e la baza fiecărui om. Doar puțin reușesc să o dezvolte. Deci este importantă și cineva ar trebui să înceapă să acorde atenție artiștilor și să Da. ne ajute să ne exprimăm ca să schimbăm viitorul mai bine. Că bănuiesc că asta ne dorim cu toții. Păi tocmai arta, asta zic că arta exprimă, adică e exprimare fără cenzură, pentru că noi ca și oameni în viața de zi cu zi ne cenzurăm foarte mult. Și atunci în interiorul nostru ne asociem. Nu știu dacă... Se închide filmarea. Ok. Te salut cu Bine. drag. Și eu te salut cu drag. Mulțumesc pentru oportunitate. Și mai facem, mai înregistrăm cât un interviu. Poate mai avem de spus și poate mai Începem mișcăm podcast. ceva. Da, din Începem punctul meu de podcastul. vedere e perfect ok.